Mulțumesc foarte mult, Delia. Scroci inventează noi metode de tâlhărie. Cea mai nouă dintre ele lasă impresia că un bebeluș ar fi părăsit în mijlocul pustietății. Atrag atenția autoritățile. Cum acționează concret infractorii, ne spune Andrei Naiță. Andrei, te ascultăm. Bun găsit! Postarea devenită virală are 15.000 de distribuiri și foarte multe comentarii. Toată lumea se întreabă unde s-au întâmplat astfel de cazuri, iar internauții au indicat unele județe din România, cum ar fi Bistrița, Năsăud sau Caraș-Severin. Altcineva scrie că metoda căruciorul este una veche în Italia, de exemplu, practicată acolo de albanezi, bulgari sau români în urmă cu mulți ani. Evident, sunt și foarte multe persoane care susțin că postarea respectivă nu are niciun sâmbure de adevăr și că nu face altceva decât să alarmeze populația. Asociația Umanitară susține în postarea devenită virală că hoții folosesc căruciore drept momeală sau orice altceva care se vedea de gândit că ar putea fi abandonat un copil. Persoanele care se opresc pentru a oferi ajutor se vor trezi cel mai probabil jefuite, se mai arată în această postare. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu iasă din mașină și să sune imediat la 112. Această metodă ar fi pusă în practică pe drumurile care nu sunt atât de circulate, iar în apropierea căruciorului abandonat s-ar afla de fapt persoane cu intenții rele pregătite să-și atace victimele pentru a fura mașina, bani sau telefoane.